Test de 10 despre practicile politice. Dacă dorești să-ți verifici cunoștințele prin rezolvarea de teste asemănătoare în Google Forms, în descriere ai mai multe linkuri. Totalitatea ideilor și concepțiilor despre regimul politic și instituțiile politice, precum și despre rolul oamenilor în raport cu acestea, este o definiție pentru ideologie politică. Răspunsul corect ideologie politică îl putea țintui cu ușurință din începutul definiției totalitatea ideilor și concepțiilor. Denumirea Partidului Unic din Germania Nazistă a fost. Inițialele pe care le vedeți voi în S.D.A.P. vin de la denumirea în limba germană a Partidului Nazist. P.C.U.S. reprezintă Partidul Comunist din Uniunea Sovietică, iar Partidul Fascist se referă la Partidul Extremist din Italia. Partidul politic care ajunge la conducerea Italiei după marșul asupra Romei a fost... Partidul fascist l-ați intuit cu ușurință, mai ales că v-am dat un spoiler la întrebarea numărul 2. Primul conducător al Uniunii Sovietice a fost... Vladimir Ilici Ulianov, cunoscut mai pe scurt sub numele de Lenin, Poate ați fost tentați să dați ca răspuns pe Iosif Vizarionovici, Giugasvili, pe scurt Stalin, însă răspunsul corect a fost Lenin. Ideologia nazistă s-a bazat pe. antisemitism, rasism și naționalism, cele două variante următoare aveau în conținut elemente care aparțineau comunismului și anume naționalizarea, colectivizarea și industrializarea, prin urmare, erau răspunsuri greșite acestea. Gulag este termenul prin care sunt denumite lagările de muncă din Răspunsul corect: Uniunea Sovietică, termen rusesc. Trecerea mijloacelor de producție individuale în proprietatea colectivă a statului se numește colectivizare, o acțiune cunoscută, din păcate, de toate țările comuniste. Termenul antisemitism înseamnă Este clar că anti este împotrivă, deci cumva vă ajută aici toate variantele începând cu atitudine ostilă, semitism referindu-se în contextul nostru la evrei. Deci Urmărirea și pedepsirea propriilor cetățeni care nu se aliniază politicii de stat înseamnă existența poliției politice um, asociată și cu propaganda, dar uh, la răspunsul uh, de la întrebarea nouă uh, ne referim strict la poliția politică. Fascismul și nazismul sunt ideologii politice de extremă dreaptă, extremiști, comunismul fiind de extremă stângă. Mai multe teste și informații despre istorie pentru bac găsiți pe roșioru.ro. La revedere și pe curând.